Omenirea comemorează astăzi o zi neagră. Pe 6 august 1945 a fost folosită prima oară bomba atomică. Au murit 129.000 de oameni la Hiroshima. La 78 de ani de la explozie au apărut imagini cu umbrele întunecate ale oamenilor întipărite pe pereți de suflul exploziei nucleare. Fotografiile sunt absolut înfricoșătoare. Acestea sunt. Explicația științifică este aceea că oamenii care se aflau afară pe străzi au absorbit lumina și energia suflului exploziei, iar lumina înconjurătoare a decolorat betonul sau piatra din jurul umbrei. Adică așa arătau trotuarele și clădirile înainte de această explozie nucleară. Comemorarea de astăzi vine într-o perioadă în care sălile de cinematograf din toată lumea sunt pline la filmul acesta despre părintele bombei atomice, Oppenheimer. El este fizicianul care a condus echipa de cercetători care au realizat prima bombă atomică. Am devenit moartea, distrugătorul lumilor, asta spune cu ochii în lacrimi adevăratul Robert Oppenheimer, citând un pasaj dintr-un vechi text în sanscrită. Cele două bombe lansate la Hiroshima și Nagasaki și-au pus amprenta asupra conștiinței fizicianului când a realizat ceea ce dezlănțuise. Urmărim un fragment dintr-un interviu acordat de însuși Robert Oppenheimer. Însuși părintele bombei atomice, Robert Oppenheimer, cel despre care s-a realizat acest film, care are atâtea vizionări în ultimul timp. Discutăm despre ceea ce s-a întâmplat astăzi, pe 6 august 1945, în urmă cu 78 de ani, atunci când a fost lansată pentru prima oară bomba atomică asupra orașului Hiroshima. Le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei de la această oră. Domnul general Dan Grecu este în legătură directă. Bună ziua, domnule general, vă mulțumesc mult! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc mult! Îi mulțumesc de asemenea domnului general Crăciun, care ni se alătură de asemenea pe Skype. Bună seara, domnule general! Vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră! Să rămână, mulțumesc pentru invitație și salut, Dani! Salut, salut! Domnule Crăciun, cu permisiunea dumneavoastră, știu că v-ați numărat printre cei care au văzut și filmul Oppenheimer, despre care se discută atât de mult în ultimul timp. Iată că la puțin timp după lansare comemorăm 78 de ani de la lansarea primei bombe atomice de la Hiroshima. Au apărut și aceste fotografii extrem de emoționante. N-are cum să nu te miște această imagine, umbrele întunecate ale oamenilor întipărite pe pereți de suflul exploziei nucleare. Suntem într-un moment în care se vorbește cu mare ușurință despre folosirea bombei nucleare. De fiecare dată când se enervează Medvedev, acest guraliv fost președinte al Rusiei, vorbește despre folosirea bombei nucleare. Ce impact are acest moment comemorativ în contextul războiului în care am auzit vorbindu-se atâtea ori despre această bombă? Nu știu dacă are un impact direct asupra politicienilor ruși, deși ar trebui să aibă, pentru că acești politicieni care îi vedem că flutură amenințări nucleare de vreun an jumate cu foarte multă ușurință, nu spun și partea a doua, că în secunda 2 de când au apăsat pe buton, la rândul lor sunt și ei distruși sau cel puțin o parte din teritoriul Rusiei este lovit. Armele nucleare nu s-au fost făcute sau nu sunt folosite în ziua de astăzi pentru decât ca amenințare, și trimise de China și Rusia aproape de Alaska. Este vorba despre o acțiune comună. China și Rusia au trimis 11 nave către coasta de sud-vest a teritoriului american. Marina americană a intervenit pentru a ține navele de război la distanță. Evenimentul acesta a fost catalogat ca fiind unul fără precedent. Domnilor generali, este sigur, este o operațiune comună sub forma unui exercițiu, dar totuși așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum.
Domnule Crăciun, vă rog. Da, nu e chiar fără precedent. N-au mai fost exerciții de aceeași amploare și rușii împreună cu chinezii n-au mai arătat atâta prietenie cât arată în ziua de azi. Însă exerciții au mai fost. Este, dacă vreți, o... le arată bățul americanilor și nu în dosarul Taiwan. Adică deja deplasarea spre cu centrul de greutate al acțiunilor militare navale către Alaska le arată americanilor că rușii împreună cu chinezii au un potențial militar în creștere și că oricând poate să afecteze interesele Statelor Unite nu numai în sprijinirea Taiwanului, ci și nevoia SUA de a-și apăra curtea proprie, respectiv Alaska. Însă americanii sunt pregătiți pentru asemenea scenarii. Flota americană este la ora actuală cam numărul 1 în lume. Tehnologia americană este cam numărul 1 în lume. Într-adevăr, chinezii vin tare din urmă, iar rușii sunt cam undeva pe locul 3, mai șchioapătă, dar își arată încă mușchii, arată cumva că războiul cu Ucraina nu le afectează postura strategică în lume de oameni care sunt la masa la care se împarte se împart sferele de influență și că sunt și ei acolo lângă pâine și lângă cuțit. Cam departe, chinezii au cam pus la respect, au trebuit să le pupe inelul chinezilor ca aceștia să facă eventual niște concesii în relațiile economice. Uitați-vă, China nu le-a făcut. China vrea să-și păstreze piața occidentală. Cred că e cel mai important asta pentru China și nu o să strice această piață și legătura cu Occidentul, cu Statele Unite, de dragul Rusiei. Însă, în ascuns sau folosind terți, cum este Coreea de Nord, China va continua să sprijine Rusia. Da, un senator american spune, domnule Grecu, citez, am intrat într-o nouă eră de agresiune autoritară condusă de dictatorii de la Pekin și Moscova, care sunt din ce în ce mai agresivi. Relativ corect, dar n-au intrat ieri în această eră și trebuiau să-și dea seama, nu de astăzi, nu de ieri, trebuia să-și dea seama de peste 25 de ani. Principiile politicii externe ale Federației Ruse, unul din principiile acestei politice externe, este apropierea de China pentru ca împreună să realizeze o reașezare a puterilor, ceea ce a spus și Marius înaintea sferelor de influență, adică o lume multipolară, cum îi spune, îi place lui Putin să spună, și nu numai lui Putin, ci și președintelui Xi. Exercițiul la care faceți referire, nu e, la fel se întâmplă și cu China, mai ales de când președintele Xi Jinping a luat președinția, acum e la al treilea mandat, deci încă din primul său mandat, 2013, parcă, sau 12. De la primul său mandat, el a trecut pe o înarmare, masivă și o reformă masivă a forțelor armate chineze, la care, din nou, relația cu bun fratele Putin joacă și pentru un rol important, deși, așa cum a subliniat Marius foarte bine, rușii au cam început să asculte de ce le spune prietenul Xi. Și pentru că v-am vorbit despre armele nucleare, China a fost o mare putere, cum să spun eu așa, ponderat la sosirea lui Xi, la preluarea puterii de către actualul președinte, era avea undeva la 200-250 de ogive nucleare, adică undeva la nivelul Franței și Marii Britanii, că Franța are vreo 250-60, Marea Britanie vreo 220. Deja au trecut de 400, își propun ca în 2030 să aibă cel puțin 1000, iar efectivele, iar ținta este de 1450 până în 2039. Adică aproape în fiecare an să mai vină cu 75-80 de noi ogive nucleare pe care să le folosească. Deocamdată însă vectorii lor
nu sunt atât de performanți ca cei sovietici, cu atât mai puțin decât cei americani, pentru că bătaia maximă pe la a chinezilor e undeva la vreo 4500-500 km la ultimele rachete, sau cel puțin astea sunt datele pe care prezintă presa internațională. Deci unde ce nu poate concura, de exemplu, cu Satan 2, Sarmatul, acum care tot vorbește Putin, că e una din cele 6 superarme pe care le-a dispoziție și care are indiscutabil o bătaie de 16 mii, deci oricum imens. Pentru că vorbiți despre bătaie, adică despre raza de acțiune. Bătaia înseamnă raza da. De acțiune. Zelenski spune bătaie. Da, Zelenski spune în astăzi, pentru că a fost ziua Marinei și au sărbătorit în Ucraina ziua Marinei, Zelenski spune că Ucraina a primit rachete cu rază lungă de acțiune. E o declarație făcută astăzi de președintele Zelenski și spune că a primit din Franța astfel de rachete. Ce schimba asta în cursul ostilităților, domnule Crăciun? Nu sunt același tip de rachete. Ăsta e un proiect la care a lucrat și Marea Britanie și Franța și a primit și din Marea Britanie și din Franța. Zelenski nu mai are ce să declare, alte sisteme de armament mai sofisticate decât cele care le-a primit până în momentul de față, nu are de unde. Aceste Storm Shadow și echivalentul lor franțuzesc sunt bune, au dovedit că pot lovi ținte la o distanță serioasă, dar tot cred că și aici au ceva restricții ucrainenii și pentru țintele din Moscova, spre exemplu, acele UAV-uri care le trimit să lovească capitala Rusiei, sunt de producție proprie. Adică încearcă să nu folosească armament occidental pentru a lovi teritoriul Rusiei. Însă nu au niciun fel de rezervă în a lovi peninsula trecătoarea Kerci, toate navele care circulă prin Marea Neagră, inclusiv porturi, nu mai vorbesc de Sevastopol, dar și alte porturi de la Marea Neagră, care înainte erau considerate în afara razei de acțiune a armamentului ucrainean. Ucrainenii suferă într-adevăr la ora actuală că nu au aviație performantă și va mai dura ceva, indiferent ce spun politicienii, cel puțin un an până când vom vedea un F-16 cu pilot ucrainean care să fie gata să desfășoare acțiuni de luptă. Ca așa să-l zboare, să zicem, că îl rezolvă în 6 luni. Dar ca să lupte cu el, trebuie un an de zile, trebuie mai multe sisteme, trebuie piste. E foarte complicat dosarul avionului F-16. Complicat și pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru analizele dumneavoastră în această seară, domnilor Dan Grecu, Marius Crăciun. Vă mulțumesc mult pentru intervenții. Facem o foarte scurtă pauză. Nu uităm că în țară este cod roșu de vijelii, furtuni și grindină. Sunt 10 de localități măturate de furtuni. Directoarea ANM, doamna Elena Mateescu, ni se va alătura după o foarte scurtă pauză, pentru că vrem să știm pentru ce fel de săptămână trebuie să ne pregătim. Acoperișuri smulse, copaci doborâți, străzi inundate, furtuna a făcut ravagii în ultimele ore. România se pregătește să primească acest ciclon care a devastat Slovenia, dar mai multe, ne spune doamna Elena Mateescu, director al ANM. Bună seara, doamna Mateescu, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Bună seara. La ce să ne așteptăm în orele care urmează? În orele care urmează vor mai fi fenomene de instabilitate atmosferică în partea de sud-est a țării, acolo unde până pe parcursul nopții în această noapte la ora 3 rămâne în vigoare avertizarea generală de cod portocaliu ce vizează Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, perioadele de instabilitate fiind caracterizate de pescări ale vântului cu viteze de 70-80 de km pe oră și cantități de apă care mai pot depăși 35-40 de litri pe metru pătrat. Iar până mâine dimineață la ora 6, pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte
a Munteniei, precum și local zona de munte. Rămâne în vigoare atenționarea de cod galben. Aici vorbim de cantități mai mici de precipitații, izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. Mâine vom mai putea discuta de manifestări de instabilitate și în restul țării, dar nu la cotele pe care le-am avut. Trebuie să menționăm că am avut 10 atenționări meteorologice de cod roșu, care au dublat fenomenele de instabilitate atmosferică cuprinse în avertizarea de cod portocaliu, pentru că dinamica a fost una explozivă și am consemnat deja vijelii cu viteze la rafală de peste 90 de kilometri la oră, grindină de medii și mari dimensiuni și cantități de apă care punctiform au depășit 50 de litri pe metru pătrat în areale din partea de sud-est a țării, mai precis în județele Brăila, Constanța, Tulcea, Călăraș și Ialomița, acolo unde au fost emise pe parcursul acestei după-amiezi aceste avertizări de vreme severă imediată. Doamna Matescu, toate aceste stări capricioase ale vremii au loc din cauza acestui ciclon, o masă de aer rece care a intrat în România din Slovenia. Ne putem aștepta ca acest ciclon care a lăsat deja urme destul de severe în Slovenia să aibă aceleași consecințe și în România? Suntem la periferia a ceea ce a însemnat acest sistem frontal. Ieri, pe parcursul zilei de ieri, după cum știm, am avut manifestări de instabilitate atmosferică, în special în partea de vest-sud-vest a țării. Astăzi, iată, intensificări deosebite în est-sud-est. De mâine fenomenele sunt în diminuare din punctul de vedere al ariei precipitațiilor și al cantităților. Vom mai consemna posibile averse torențiale, mai ales în zona de munte, așa cum menționam, dar local și în restul țării. Vorbim însă de o scădere a regimului de temperaturi deja, pentru că astăzi în partea de vest am consemnat doar valori de până la 23-24 de grade, iată comparativ cu valorile de până la 39 de grade pe care le-am avut atunci când am avut atenționarea de cod portocaliu. Doar în est, astăzi am mai avut o atenționare meteorologică de cod galben ce a vizat canicula și disconfortul termic, pentru că în partea de sud-est valorile de temperaturi au atins 35-36 de grade la nivel local și schimbul de masă de aer rece comparativ cu masa de aer foarte cald, foarte caldă a determinat, din păcate, aceste manifestări și mereu face mențiunea că atunci când diferența de temperaturi între aceste două mase de aer cu caracteristici diferite din punct de vedere termic, cu atât intensitatea acestora este mai mare. Cel puțin săptămâna viitoare, așa cum menționam, vor mai fi fenomene de instabilitate, dar regimul termic rămâne de interes pentru că vremea va fi răcuroasă în majoritatea regiunilor. Vom vorbi cel mult, de pildă marți, de temperaturi de între 20 până la 26 de grade, minime pe parcursul nopților între 6 până la 16 grade, posibil ușor mai coborâte în zonele de presionare și cantități de apă în zona montană, dar și în restul țării, care la nivel local mai pot depăși punctiform 15-20 de litri pe metru pătrat. Valul de aer rece despre care vorbiți se simte deja în Europa Occidentală, imagini mai rare din Italia, acolo unde în munții Dolomiți, e drept, la altitudine de 3000 de metri, s-a așezat deja într-un strat destul de gros. Într-adevăr, masa de aer rece, iată, va fi de interes și în zona țării noastre. Nu vom avea temperaturi negative în zona montană la acest moment, în zona țării noastre, dar cu siguranță temperaturi de 6 până la 15 grade, posibil mai coborâte, de 6-7 grade în zonele de presionare față de cele 18-19 grade, vor însemna o scădere semnificativă atât la nivelul minimelor, dar și la nivelul maximelor, pentru că, să ne amintim, da, am avut valori de temperaturi la umbră, acum două zile de 40-41 de grade, mâine cel mult vom mai avea
local în partea de sud-est, în partea de est a Munteniei sau în vestul Dobrogei, valori de până la 32-33, în timp ce în restul țării doar maxime de până la 24 de grade, aceasta însemnând o vreme răcoroasă. Veștile sunt bune, de joi temperaturile vor mai crește, la sfârșitul de săptămână ne vom apropia din nou de 34 de grade, iar estimările până în jurul datei de 4 august, 4 septembrie arată o probabilitate foarte mare ca după 14 august, cel puțin a doua parte a ultimei luni din această vară, să mai aducă din nou intervale caniculare. Deci nu scăpăm de căldură, iar cei care nu și-au programat pentru moment concediile încă mai pot spera la perioada estivală care să-i facă să se bucure de mare, de soare. Și pentru că vorbim despre mare, s-a tot discutat despre faptul că apa mării are o temperatură destul de scăzută. Există, avem speranța că vom face baie într-o mare mai caldă în zilele următoare, în săptămânile următoare? Cu siguranță da, pentru că în episodul în care am avut valori de temperatură în sudul extrem de 40-41 de grade și în zona litoralului am avut 29-30 de grade, apa mării a mai câștigat câteva grade, dar din a doua parte a lunii august, așa cum spuneam, și caracterul deficitar al precipitațiilor va fi de interes și acest lucru pare să caracterizeze și debutul primei luni din această toamnă. Dar pe măsură ce ne apropiem de interval, vom veni cu date noi în acest sens. Vă mulțumesc mult, doamna Mateescu. Vestea bună după această perioadă mai capricioasă este că vara nu s-a încheiat. S-a încheiat însă emisiunea noastră. De la ora 23 vă așteaptă Aneta Sângiorzan cu știrile nopții. Eu vă mulțumesc. Ne revedem mâine de la ora 13 la News Pass. Aveți o noapte liniștită.